Imagini cu drumuri neasfaltate, pline de noroi, dintr-o comună din Gorj au stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Un cont denumit Buletin de Samarinești a publicat fotografii din localitate în care se vede cum drumurile din comună sunt ca în evul mediu. Bătaie de joc pe banii noștri. Asta se întâmplă când o primărie este condusă de oameni incompetenți, care nu cunosc legile și care fac totul după ureche. Se arată în postarea publică. Primarul comunei, Iulian Giurgescu, aflat la conducerea primăriei de doar 3 luni, spune că tocmai situația deplorabilă a infrastructurii l-a convins să candideze. Samarinești este singura localitate din județ în care nu au fost făcute lucrări de asfaltare. Mine în comună nu este un metru de asfalt. Deci nu este asfalt. Nu este un metru. Singurul drum asfaltat este cel județean. Iar eu, la insistențele repetate ale oamenilor, m-am hotărât să candidez. Și am avut acest succes, cu ghilimele de rigoare, că mă confrunt cu atâtea probleme și le-am promis oamenilor că nu o să-i dezamăgesc și nu dezamăgesc. De ce nu s-a făcut nici măcar un metru de asfalt la dumneavoastră în comun? Aveți idei? Asta m-a făcut pe mine să candidez. M-am gândit în atâția ani de zile, nimic e imposibil. Unii asfaltează și luncile pe fonduri sau eu știu cum, alții nu fundă nici gropile. Asta m-a făcut să candidez. Comuna Samarinești are 7 sate, însă asfalt nu există în niciunul dintre ele. Singura porțiune asfaltată este pe drumul județean care traversează localitatea.